Iată 10 alimente pe care nu trebuie să le oferi câinelui tău, deoarece îi pot provoca probleme grave de sănătate. Mulți proprietari de câini știu că ciocolata le poate provoca probleme serioase acestora. Cu toate acestea, există o serie de alte alimente des întâlnite pe care le ai foarte probabil în casă și care pot provoca probleme serioase animalului tău de companie. Pot exista în casă și alte alimente sau produse de care trebuie să-ți ferești câinele. Așadar, este mai bine să te consulți cu medicul veterinar înainte de a-i oferi câinelui ceva în plus față de hrana obișnuită. Îndulcitorii artificiali. Xilitolul este un îndulcitor artificial care se găsește în guma de mestecat, unsul de arahide fără zahăr, pasta de dinți și multe alte produse și este obținut dintr-o specie de copac cu lemn de esență tare. Consumul excesiv de xilitol poate provoca balonare, flatulență și diaree la om. Însă pentru câini, xilitolul este pur și simplu toxic. Este important să nu lași produsele care conțin xilitol în locuri ușor accesibile pentru câinele tău, deoarece le poate mânca chiar și accidental. Alcoolul. Spre deosebire de om, rinichii câinilor nu pot procesa eficient alcoolul, ceea ce le poate provoca probleme medicale. Apa proaspătă și curată este întotdeauna cea mai bună pentru câinele tău. Avocado. Nu pulpa unui avocado, ci sâmburele, coaja și frunzele acestuia pot dăuna câinelui tău. Acestea conțin o substanță numită persină, care provoacă vărsături și diaree. Cofeina. Deși cofeina nu este toxică pentru câini, aceasta are efecte identice asupra câinilor și oamenilor. Și pentru că un câine este mai sensibil la aceste efecte, disconfortul acestuia va fi mult mai mare. În cazul în care câinele tău consumă chiar și o mică cantitate de cofeină, acesta poate deveni hiperactiv sau poate începe să tremure. Ciocolata. Este bine știut faptul că ciocolata este foarte toxică pentru câini. Aceasta deoarece ciocolata conține teobromină, un stimulant care întrerupe procesele metabolice ale câinelui. Ciocolata neagră și ciocolata de casă au un conținut deosebit de ridicat de teobromină, ceea ce le face extrem de periculoase pentru câini. În funcție de cantitatea consumată, un câine poate avea probleme ale stomacului, probleme cardiace, convulsii sau poate chiar muri. Alimente prăjite și grase. Așa cum alimentele prăjite și grase pot fi dăunătoare pentru oameni, acestea pot fi dăunătoare și pentru câini. Alimentele bogate în grăsimi pot provoca probleme ale stomacului, putând să ducă de asemenea la pancreatită la anumiți câini. În plus, consumul regulat al acestor tipuri de alimente pot duce la obezitate și la probleme de sănătate asociate. Usturoiul și ceapa. Mulți oameni folosesc regulat ceapa și usturoiul în alimentație, însă pentru câini aceste alimente de bază sunt toxice. Indiferent dacă usturoiul și ceapa sunt gătite sau crude, înghițirea acestora de către câine poate afecta celulele roșii din sânge, ceea ce poate duce la anemie. Strugurii și stafidele. Aceste fructe sunt destul de sănătoase pentru oameni, dar sunt toxice pentru câini. Strugurii și stafidele au un efect puternic asupra sănătății câinilor, putând cauza rapid insuficiență renală acută. Nucile și alunele. Deși acestea pot părea sănătoase, evită să oferi câinelui tău nuci și alune. Din cauza dimensiunilor, acestea prezintă riscul de sufocare. În plus, sunt bogate în grăsimi care pot cauza probleme ale stomacului. S-a demonstrat că nucile macadamia sunt extrem de toxice pentru câini. Deși, în general, nu cauzează decese, acestea pot avea efecte precum imposibilitatea de a merge, vărsăturile, letargia și tremurul câinelui. Laptele, smântâna și brânza. Pe măsură ce câinii se maturizează, capacitatea acestora de a digera produsele lactate scade, deoarece încep să lipsească enzimele necesare. Aceasta înseamnă că un câine care mănâncă lacte, smântână sau brânză poate prezenta semne de intoleranță la lactoză, cum ar fi vărsăturile, diareea sau probleme ale stomacului. În cazul în care câinele tău a mâncat ceva neindicat, este important să ceri imediat sfatul medicului veterinar. De asemenea, nu trebuie să păstrezi aceste alimente toxice în locuri accesibile câinelui. Trebuie să te asiguri că acesta mănâncă doar ceea ce este potrivit pentru el. Relatează royalcanin.ro.